Varza este un aliment des întâlnit în meniul românilor, însă frunzele sale pot fi folosite și ca remediu sub formă de comprese. Astfel, varza se transformă într-un tratament eficient pentru alinarea durerilor, dar nu numai. Utilizarea compreselor cu varză își are originea în antichitate, de pe vremea când le foloseau ca plante medicinale pe post de pansamente sau ca tratament preventiv pentru beție, dar și ca dezinfectant în caz de rănire. Datorită vitaminelor, varza este apreciată și astăzi. Proprietatea sa de vindecare se bazează pe combaterea oricărui lichid toxic din organism, care se poate manifesta prin iritații sau inflamații. Folosirea ei sub formă de comprese contribuie la tratarea mai multor afecțiuni, de la leziuni dermatologice la afecțiuni ale căilor respiratorii, dureri articulare sau nevralgii. Varza este o sursă bună de vitamine A, B1, B2, C și K și de aminoacizi.